găsit la o nouă ediție emisiunii Actualitatea în Vizor. Astăzi am ieșit din nou în natură pentru a întâlni un personaj mitologic, un simbol al muzicii altfel, care azi va vorbi despre sine prin glasul lui Sergiu Corbu Boldor, inițiator al proiectului Corbu. Bună seara, Sergiu! Bună să vă fie, Nina! Spune-ne, cine este Sergiu Corbu Boldor, pentru început? Sunt atâtea variante în care aș putea spune, da, aleg una dintre ele. Sergiu Corbu Boldor este exemplu omului care reușește să își manifeste pasiunea vieții și să demonstreze prin ceea ce face că se poate să te bucuri de ceea ce îți place să faci. Pe scurt. Înțeleg că această pasiune este muzica, motiv pentru care ai inițiat proiectul Corbu. Prezintă-ne acest proiect. Proiectul Corbu este foarte proaspăt, deși are rădăcini adânci. Am împlinit un an și câteva luni chiar, dar a fost un an în care am reușit să facem foarte, foarte multe lucruri, ceea ce ne bucură, m-a spus, și mergem înainte. Proiectul tău îți poartă numele. Spune-ne care e semnificația acestui nume, a Corbului, pentru proiectul vostru. În primul rând, Corbu este numele de fată al mea. Dar, într-un alt și într-un alt rând, Corbu este o semnificație foarte importantă în toate mitologiile Pământului. El este întâlnit foarte mult ca... În zona asta europeană este întâlnit ca simbol al morții, dar într-o altă parte a Pământului este erou solar, adică plus minus yin-yang, alb-negru. E un simbol care completează foarte mult, unitar. Deci e o noțiune de complementaritate a proiectului. Presupun că de aspectul ăsta ați ținut cont și în momentul în care ați ales membrii echipei. Să vă completați reciproc. Da, este criteriul de bază prin care ne-am găsit. Zicea un prieten de-al nostru că a avea o trupă este o minune și nu credeam că o să-i dau dreptate, dar a avea o trupă este într-adevăr o minune și e foarte, foarte greu să găsești oamenii potriviți care să te înțeleagă, să simtă în ideea ta, să rezoneze cu tine. Reacțiile cele mai mari, apropo de întrebarea asta, sunt că voi sunteți chiar prieteni. Da, chiar suntem. Au trecut mai mulți pe aici. Unii vin, alții pleacă, dar ăștia care ne-am stabilizat, suntem un nucleu de 4 oameni, că atâția suntem pe scenă, 5 cu în total, în fine, și ne leagă o prietenie de care sunt foarte mândru. Sinceră, puternică, la bine și la rău. Că de fapt asta este nucleul ăsta de 4 oameni. Este rezultatul trecerii și prin greu. Că la bine toți sunt prieteni. Rău te călește, nu-i așa? Ai... Pentru că am vorbit de proiectul Corbu și sunteți o echipă, spune-ne, hai să prezentăm fiecare membru al echipei care vibrează alături de tine în timpul concertelor. Așa, de unde să încep? De la fete. La tobe, Patricia Nicolae. Patricia Nicolae are 17 ani, cânte la tobe, este fermecătoare, are părul creț și are un avantaj foarte, foarte mare comparativ cu extraordinar de mulți toboșari din lumea asta. Cântă cu sufletul, trăiește și se bucură de ceea ce face. Are pasiune în fiecare buclă. Da, are pasiunea buclată. Ceilalți membri? La chitară bas este Florin Chirilă. El e motivul pentru care oamenii dansează. Oamenii nu știu de ce dansează la concerte, dar chitara bas este cea care face balansul, care ține groove-ul, care te face să te unduiești. Și are un simț fantastic către balans, către ritmică și un muzician care simte foarte mult muzica. Și pe mine. Ceea ce ne leagă foarte bine.
La keyboard îl avem pe prietenul nostru Cristian Flavius Mocanu. Folosesc accentul ăsta pentru că Cristian a trăit în afara țării foarte mulți ani și am împrumutat specificul acelor meleaguri. Are o gândire dintr-un alt continent, ceea ce îl face, are plusuri și minusuri. În primul rând are o gândire diferit, deci stai așa să mă adun. A vine cu niște idei foarte bune și se lovește de alte chestii românești. Într-o altă ordine de idei, de fapt toți sunt multi-instrumentiști, el este atul lui, sau cum să zic, zona lui de confort este clapa, evident, dar zona asta de jazz, acorduri dubioase, ritmici dubioase, când îl aud zic, wow, de unde ai mai scos acordul ăsta, că nu știam că există. La modul ăsta e Cristian. Și ceilalți membri, dacă mai sunt, oameni din spate care... La chitară nu avem pe nimeni, pentru că sunt foarte mulți chitariști peste tot și ne-am gândit că e suficient cât suntem. Pe lângă cei din fața, cei de pe scenă pe care îi vede publicul, mai avem și pe Luiza Mitu, care are grijă de acest proiect, managerul trupei, să zicem așa, în termen. În afara termenilor, noi spunem Îngerul Păzitor. Spune-ne cum s-a născut acest proiect, ca o dorință, ca o necesitate? S-a născut într-un mod foarte natural. Pentru că știm că tu ai făcut un periplu prin mai multe trupe. Da. Am cântat prin mai multe trupe, mai multe genuri muzicale, ca noroc cu toate au fost pe placul meu. Am făcut numai ce am vrut eu și ce mi-a plăcut. Și într-un final, efectiv, a început să se manifeste. Întâi subtil, apoi mai prezent, mai mult, mai puțin, mai într-o formă, mai în alta, până într-o bună zi când a luat naștere proiectul Cormo. Am luat naștere într-o formă și, sincer, nici nu știam exact unde vom ajunge, pentru că mergem foarte mult pe feeling, pe felul în care simțim, pe așa mai departe. Creștem împreună. Ce elemente împrumută proiectul vostru de la simbolul acestui proiect comun, de la corb? Exact cum ziceam mai devreme, adică e un simbolul complementar, adică corbul, prevestitor al morții sau element solar, sunt două chestii care se completează. La fel și muzica merge foarte mult pe contraste, ne place foarte mult să ne jucăm cu contraste. Muzical, super piano, super forte. Hardcore sau liniștit. Și e de asemenea o pasăre foarte inteligentă și o pasăre cântătoare. Deci cu atât mai mult sau un motiv în plus să alegeți un astfel de nume, pe lângă cele invocate de tine anterior. Nu, toate se... Adică da, sigur că da, se leagă toate foarte bine. Și noi, nu numai simbol corbu, și noi ne jucăm foarte mult. Ne place foarte mult să ne jucăm pe scenă, cu publicul, interacționăm intens cu publicul și cam asta ne cam reprezintă, atât și simbolul, le zic în paralel cumva, cât și pe noi, individual și grup. Ce elemente, ce mituri, ce legende aduce corbul în proiectul vostru, în muzica voastră, în ceea ce simțiți voi? În muzică se găsesc foarte multe elemente, oarecum să o zic eu așa, mai scurt. Genul nostru muzical este disco easy hardcore folclorizat, adică ne mișcăm disco, gândim hardcore și ne bazăm pe folclor. Aici vreau să ajung ca răspuns la întrebarea ta. Foarte mare bază a poveștilor noastre sunt în folclor. Dar nu folclorul găsit și luat și preluat și mai departe, folclorul moștenit, pe care l-am văzut la coada vacii, la părinți, la bunici și așa mai departe, pe care l-am trăit pe pielea noastră, fiecare în viața lui și cu experiențele lui.
Încă un aspect care să continue ideea pe care ai spus-o. Spune-ne cât de mult împrumută proiectul din personalitatea ta. Evident, foarte mult. Ca inițiator al proiectului, presupun că da. Ce părere au colegii tăi de aspectul ăsta? Au o părere foarte bună și mă bucur că ai întrebat chestia asta. Evident, împrumută foarte mult din starea mea, pentru că se învârte ori zburicul pământului. Dar asta nu înseamnă că la noi trupă nu este un frontman care, în jurul căruia se învârte treaba. Fiecare e frontman la momentul lui. E un joc prin care fiecare iese în față, fiecare, e un dialog muzical. În joacă, în muzică, în tot ceea ce facem. Vorbim și comunicăm. Ăsta este marele avantaj al nostru. Să ducem puțin discuția în zona repertoriului. Ce invocă piesele voastre? Aș putea să-ți răspund doar prin versurile pe care le cântăm. Ce invocă muzica noastră? Piesa de bază, uite, prima piesă pe care am lansat-o se numește Ziua de Vară. Este o prelucrare folclorică, iar versurile zic așa. Nu le pot zice fără să le cânt. Dragă-mi ziua de vară, dragă-mi ziua de vară, și noaptea de primăvară, când stau mândrele pe afară. Cam despre asta e vorba. Avem o altă melodie care se numește Ce-am pățit odată. Tare m-a uimit. Într-o dimineață mi-am dat seama că am murit. Dar n-ar fi mare bai dacă ar face cum aș vrea. Să mă bage în groapă, drept în piept la mândra mea. Mă concentrez tot mai greu. Mai întreabă-mă. Câte piese are repertoriul vostru până în prezent? Aproximativ. Mă gândesc că nu aveți neapărat contorizat sau dacă aveți o cifră? E super contorizat, dar habar n-am. 10, 12, 13 pe acolo, pe undeva. E într-adevăr un repertoriu fix, dar așa cum îmi place să zic și pe scenă, este o bază pe care ne bazăm. E cam 70% pregătit de noi, iar restul este pregătit pe loc, în funcție de context, de spațiu, care e foarte important pentru a face un moment artistic, și de public. Putem vorbi și de un album care să reunească toate aceste piese? Noi procedăm în felul următor. Le luăm pe rând, ardelenește, pas cu pas. Și toate piesele pe care le înregistrăm în formă de studio le postăm pe pagina noastră de Facebook, Proiectul Corbu. Îl cunoaște. Și pe YouTube. Rând pe rând le postăm acolo. Când se adună suficiente, le adunăm într-un album. Că ai întrebat și chestia asta. Proiectul Corbu este multifuncțional. Noi o să lansăm la un moment dat, adică la asta lucrăm acum, să lansăm două albume. Unul va conține piesele pe care le cântăm cu Proiectul Corvul despre care am vorbit, dar mai există și o altă latură, una mai atmosferică, mai liniștită, mai cu rădăcini în folclorul mult mai departe. Și acolo mă refer la ambianțe muzicale cu caval, cu tilincă, așa-i și zice numele, zbor spre rădăcini. Cât de importantă e amprenta asta instrumentelor vechi în muzica voastră? De ce vreți să aduceți instrumentele vechi în atenția noastră, a tinerilor, a noii generații? Fiind un instrument vechi, adică un instrument care a rezistat foarte mult în timp, înseamnă că are ceva foarte important de spus și de făcut. Ceea ce face să fie foarte simplu de folosit. Și uite, de exemplu, cavalul mă duce foarte, foarte repede și ușor către niște rădăcini mai deep, mai adânci, mai încărcate, mai personale. Iar chestia asta se simte până la urmă și, adică nu zic doar de mine, că eu. Oricine le ascultă, cine are urechi de auzit,
se duce. Să vrea ascultat. Dacă tot suntem la capitolul instrumente, chiar înainte să începem emisiunea asta, am aflat o poveste frumoasă despre numele acestor instrumente. Te rog, spune-ne și nouă. Nouă tuturor, pentru că eu știu, dar să știe toți. Păi hai să zic despre viorile mele. Pe prima mea vioară o cheamă Eva. Este din Zalău, născută, construită undeva la un bloc distanță de noi. Așa. Pe a doua vioară o cheamă Electra. Electra este mai tunată, fiind vioară electrică. Dar are farmecul ei, bineînțeles, sunt două lucruri complet diferite între un instrument acustic sau un instrument electric. Se folosesc complet diferit, au efect complet diferit și evident că dă stare complet diferită, ceea ce mă face să-l iubesc la fel de mult pe toate trei. Iar a treia vioară este Ioana, prezent aici cu noi. Ioana are o poveste foarte frumoasă, pentru că într-o zi am postat pe Facebook că vreau să primesc o vioară. Așa am scris, că vreau să primesc o vioară. Pentru că sunt foarte mulți oameni care își țin instrumentele pe dulap, sub dulap, sub pat și se pune praful pe ele. Și mai mare păcatul ca un instrument să stea. Și mi-a scris cineva, hai să îți dau o vioară, dar e vai de capul ei. A dus vioara fără nimic, adică doar corpul și atât. Și cheițele erau atât. I-am pus corzile, am pus tot și când am vrut să o pregătesc, s-a crăpat efectiv în două până sus. Adică s-a dezlipit. Și aia m-a făcut să zic, no, e nevoie de un lutier să o pună la punct. A pus-o la punct și în felul ăsta a devenit... Nu știu cum să mă exprim față de Eva, dar a devenit într-un mare fel prezența ei în viața mea. E fix ce mi-am dorit de la o vioară. Are tonul, grăsimea, ca așa îi spune în termeni folclorici în sunetul vioare, are carne, sunetul. E fix pe gustul meu. Și e vioara de concert. Toate trei sunt viori de concert, dar în funcție de concert. Ioana e folosită la concertele acustice. Ioana e utilizată. Ioana mă ajută foarte mult la concertele acustice, în care pot să mă joc foarte natural cu sunetul. Iar Eva, vioara electrică, o folosesc la concertele amplificate, unde îmi place să pun accent pe efectele electronice, că îmi plac foarte mult. Revenind la ceea ce pot să facă instrumentele astea, adică la muzica voastră, la piesele voastre, la repertoriul vostru și la mesajul vostru, cât e compoziție personală și cât e folclor împrumutat? Nu știu să zic în procente. Aș zice cam jumătate-jumătate în funcție de piese. Sunt unele piese pe care le-am compus cap-coadă noi, sunt piese pe care le-am preluat cap-coadă din folclor, dar toate, indiferent de unde sunt luate sau compuse, evident că sunt construite și orchestrate în stilul nostru caracteristic. Disco is hardcore folclorizat. Mai este puțin și intrăm în pauza de publicitate, dar până atunci te rog să ne răspunzi la următoarea întrebare. Da. Ce spun notele, sunetele, acordurile despre sufletul acestei trupe? Sunetele este o vibrație, fizic vorbind, fizică. Și spun starea oamenilor. Chestia asta a devenit un mare avantaj al nostru. Ziceam și mai devreme, este o stare foarte... Noi inspirăm oamenii spre bine. Oamenii în jurul nostru râd și se bucură și iubesc. Asta fac sunetele. Asta e, de fapt, arma noastră de supererou. Sunetul.
La început a fost cuvântul, nu? Cuvântul e sunet. Corect, corect. Sergiu, revenim imediat și continuăm discuția noastră în partea a doua a emisiunii. Dragi telespectatori, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem în partea a doua a emisiunii cu continuarea poveștii. Am revenit cu partea a doua a emisiunii, iar pentru început îl rugăm pe Sergiu să ne spună care sunt cele trei elemente care îi diferențiază în mod categoric față de alte trupe care abordează același stil muzical. Sergiu, te rog. Trei diferențe. Categoric. Categorice. În primul rând, genul muzical pe care îl cântăm este... aș zice eu unic, pentru că s-a construit într-un fel... genul muzical este unic. A doua diferență de alte trupe este că nu avem chitară, celebra chitară. Și trei, o altă diferență față de foarte multe trupe, din păcate, e că suntem prieteni și ne iubim. Cum se desfășoară bucătăria internă de dinainte unui zbor al corbului? Altfel spus, de dinaintea unui concert. Ce faceți înainte? Dacă ritualuri. Povestește-ne ce ritualuri faceți. În primul rând, stăm grupați. Pentru că este foarte importantă energia cu care începi. Publicul primește ceea ce îi dai. Dacă ești bine, îi dai bine. Dacă nu ești bine, simte imediat. Omul pe scenă este cel mai expus. Și asta încercăm să facem în prima fază, înainte de concert, să ne reglăm chakrele. Și pentru a regla și chakrele publicului, aprindem tămâie la concert. Pentru că miroase bine și alungă gândurile rele. Un element absolut inedit. Da. La fiecare concert procedați în felul ăsta? În anumite cazuri, după feeling. În anumite locuri nu merge. Ați simțit reacții din partea publicului legate de mireasma tămâii? Măi, odată cineva a stins tămâia cu un pahar de pălincă. Asta a fost cea mai dubioasă reacție. Sunteți... Și evident sunt reacții foarte bune. Adică miroase, oricum, vorbim despre miros, miroase foarte bine și poate nu degeaba a ajuns atât de celebră. Face bine. Sunteți recunoscuți pentru, adică mai corect spus, cunoscuți și recunoscuți pentru interacțiunea cu publicul. Cât de importantă este această interacțiune pentru a le transmite mesajul sentimentelor voastre prin prisma ceea ce faceți? E super important și super necesară interacțiunea. Ne punem foarte mult accent pe interacțiunea cu publicul. Îmi place foarte mult să coborâm în public. Mutăm scena de la locul ei în public. Contactul cu oamenii. Mie îmi place foarte mult să privesc omul în ochi. Am făcut o demonstrație, dar evident că pentru a avea efect trebuie să ne vedem la concerte. Spune-ne ce rol sau semnificație poartă vestimentația voastră. Pentru că am observat că apelați la anumite materiale, de ce nu anumite culori, cât de important este pentru cei care ne privesc acum să vă înțeleagă, să vă perceapă inclusiv prin intermediul acestui aspect. Am plecat de la simbolistica corbului.
corbul nu este doar negru, el este și alb și este și roșu, în funcție de continent și mitologie și rasă. Pe scenă folosim diverse culori, dar iar în funcție de starea noastră. Nu mergem doar pe negru, folosim și roșu sau culorile pământului. De fapt, culorile pe care le purtăm sunt culorile pe care le trăim, le simțim. Vă înțelegeți înainte de concert cum vă îmbrăcați sau fiecare acționează în mod spontan în funcție de feeling-ul pe care îl are în momentul respectiv? E spontan, dar na, evident că ne îmbrăcăm într-un anumit fel. Sunt, uite, de exemplu, sunt anumite festivaluri și contexte în care folosim anumite costume, adică, ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim, folosim în costumație tematică. Sunt anumite festivaluri? Evenimente? În care folosim costumații de un anumit fel sau alte evenimente în care folosim altfel de costumații. Pentru că în anumite contexte mergem tematic. Până la urmă, urmei te apropii de om, vizual, în funcție de ce porți pe tine, în funcție de cum te arăți. Eticheta. Funcționăm pe etichete. Și sunteți reperați în funcție de aspectul ăsta, vestimentar. Da. Trăim într-o lume în care haina îl face pe om și încercăm totuși să demontăm chestia asta, dar tot prin haine. Spune-ne, pentru care parte a celor două componente care alcătuiesc ființa umană, suflet și rațiune, se adresează cu precădere muzica voastră? Cărei părți? Rațiune, suflet. E un echilibru. Am zis de mai multe ori că pornind din simbolistica corbului de plus, minus, yin, yang, cald, rece, negru, alb sau ce-o fi, e o completare. Încercăm să menținem pe toate planurile un echilibru. Suntem oameni, ne reglăm și dereglăm, dar încercăm să menținem un echilibru atât individual și ca grup și cu oamenii din jur. Cu ce trebuie să ascultăm, nu doar să auzim muzica voastră? Cu sufletul? Cu urechile? Cu inima? Cu ochii? Cu toate simțurile? Fiecare om e unic, la fel ca toți ceilalți. Asta face ca fiecare să înțeleagă cu ce poate el să înțeleagă. Cine are urechi de auzit, să audă. Și noi spunem ce avem de spus, iar publicul și fiecare aude ce are de auzit. Dragoste cu sila nu merge. Deci transmiteți dragoste. Și dragoste. Să-i zicem, da. Transmitem stări. O întrebare pragmatică. Live sau playback? O, bineînțeles, ne facem tot timpul playback. Ne prefacem. La noi totul e fake. Am fost ironic să nu mă creadă cineva. Ioana ce părere are? Ioana are o părere foarte bună despre chestia asta. Totul este foarte live, adică pe viu, pentru că, ziceam și mai devreme, folosim foarte mult, avem o bază pe care ne bazăm și asta nu are cum să fie planificată dinainte, este totul pe moment. Și pauza face parte din muzică. Și sincopa face parte din muzică. Zicea cineva că muzica nu se cântă oricând, oricum și oricui. Îți trebuie un anumit moment, o anumită stare și un anumit om. Atunci se construiește acea magie a concertului, a interacțiunii și în momentul acela și voi ca artiști reușiți să vă faceți înțeleși. Auziți, da. Ascultați. Asta se întâmplă, de-aia unele trupe prind oameni și altele nu prind. De-aia te duci ca reacție generală, mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut
pentru că oamenii se bucură de muzică. Sau nu mi-au plăcut, dar nu înțelegi de ce. Pentru că sunt oamenii plictisiți și transmit. Să vorbim puțin despre concertele din perioada următoare. Pe unde aveți, mă gândesc în prima fază, la nivelul județului Sălaj? Întâmplător e fix următorul concert în județul Sălaj, mai exact în Hida. Pentru mine este un eveniment foarte important ăsta de sâmbătă, 25 august, pentru că Hida este rădăcina, sursa. De ce? E orașul natal al lui Tecăme. Deci... Iar Corbu, numele de Corbu, este din partea lui maică mea. Tocmai asta vreau să remarc, faptul că ai preluat din familie un simbol și îl duci mai departe. Da, le-am moștenit. Ziceam mai devreme că le moștenim. Uite, exemplu clar, le-am moștenit. Iar faptul că acum vom cânta în Hida, acasă, poveștile astea pe care... Acolo am copilărit. Asta este legătura cu locul ăsta. Duc tot ce am, că asta e tot ce am. Muzica. Starea pe care o eman când cânt. Asta e tot ce există. Chestia asta reușesc după atâția și atâția ani să o duc din nou la Hida. În locul copilăriei. Dar în tu ești născut la Zalău, nu-i așa? Da, sunt născut la Zalău și crescut pe dealuri în Hida. Unde simți că te armonizezi mai bine cu peisajul? Aici sau la Hida? Acasă e acolo unde te simți bine. Am reușit să mă detașez, am locuit în multe orașe, am călătorit în multe locuri. Acum, în momentul ăsta, sunt Zălău Anget Beget. Sâmbătă o să fiu Hidan. 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 Ce alte concerte mai aveți în perioada următoare aici? Am auzit că sunteți o prezență dorită la Bathory Fest din Șimleu Silvaniei. Da. Da. Cu ce gânduri mergeți acolo? Un oraș plin de istorie, un oraș superb. Cu gânduri bune și voie bună. Și acolo și chiar și la Zalău se întâmplă în septembrie să revenim. Urmăriți-ne pagina de Facebook. Pentru că vom anunța constant ceea ce se întâmplă. Inclusiv la Șimleu, inclusiv la Zalău. Și peste tot pe unde urmează să mai mergem. Ca norocul, în perioada următoare vom avea multă activitate în zonă. Ceea ce e... Spre bucuria noastră a tuturor și spre încântare probabil și a voastră, că reveniți în, pe meleagurile natale. Am o reacție foarte bună și din partea colegilor. Chiar au zis că, băi, n-am prea fost noi așa de mult prin Ardeal, dar începe să ne placă. Cum ați să legă treaba aia cu ardelenii? Să intrăm puțin în culisele concertelor voastre, pentru că noi suntem interesați să aflăm de la firul ierbii ce trăiri vă încearcă în timpul concertelor, ce situații hazlii ați întâlnit, ce trăiri aparte, dacă au existat momente de cumpănă în timpul unui concert, nu știu, a căzut tensiunea, n-ați mai avut curent, a venit cineva din public la voi, a strigat cineva din public un mesaj aparte. Spune-ne tu dacă au fost astfel de situații. Una dintre cele mai interesante momente din concert este momentul când cobor în public și mă duc la om în timpul concertului, în timp ce cântăm, și îi duc muzica drept în suflet. Chestia asta dereglează puțin publicul, pentru că mergând la concert ești obișnuit să te uiți la artiști cum stau pe scenă și își manifestă momentul. Nu te aștepți ca artistul să îți aducă muzica la o jumătate de metru în fața ta și mai mult să o și cânți după cum îl vezi pe om. Că nu mă duc să interpretez. Noi nu suntem interpreți. Noi facem artă, pe bune. Și asta o facem împreună cu cel din fața noastră. Asta face ca în concerte să avem niște momente pe care n-am cum să le descriu mai mult în cuvinte.
cuvintele pe care ne-am obișnuit să le folosim sunt prea puține pentru a exprima ceea ce simțim, ziceau niște prieteni dintr-o altă trupă, unde este chiar un zămar, da. Un alt element întâmplat, petrecut, pe scenă? Evident. Ați uitat un vers, mă gândesc, nu știu. Da. Fui, am probleme cu memoria. Ce m-ai întrebat? Dacă ați uitat un vers. Ah, sau... chiar ziceam, da. Da. Se întâmplă des... Fiind acolo cu publicul, mă uit la oameni, mă mai joc în pe scenă, mă mai mișc încoace încolo și mai ratez câte un... sau mă plimb și n-apuc să fug la microfon și atunci se întâmplă să mai ratez câte un vers sau efectiv să-l uit. Dar am transformat asta ca amprentă personală noastră. Colegii s-au obișnuit și știu, bă, ăsta, așa el, așa funcționează. Mama oricum nu mai face altul. Și atunci se întâmplă chestii de astea când mai uităm câte o chestie, dar face parte din spectacol. Așa e el, așa e natural, așa e forma lui. Am mai căzut de pe scenă. Uite, la ultimul concert pe care am avut chiar în weekend, am sărit de pe scenă în public și când m-am întors, n-am mai putut să mă urc pe scenă. Era mai înaltă decât puteam să zar și am stat, m-am uitat să mă ajute cineva. Mi-am scăpat arcușul din mână. Și acela e un moment de improvizație care prinde foarte bine pentru public. La fel cum prind și acele falsete intenționate pe care le faci tu din vioară. Știu asta pentru că am fost la câteva concerte și te folosești de aspectul ăsta ca să atragi atenția. Da. Care e reacția publicului? Toată chestia asta a pornit de la faptul că... am făcut școala de muzică în Zalău, de unde m-au dat afară. Am făcut facultatea de muzică 2 în Oradea, de unde a fost cu scântei. Și apoi am zic asta că vreau să ajung la un anumit punct. Am învățat de la profesori de rock, de la folcloriști, de la multe genuri de muzică. Și într-un final i-am ignorat pe toți. Și am făcut cum am vrut, că de-aia am avut baiuri cu toți. Și de acolo am pus, iar punem accent, fă rai din ce ai. Și atunci încep să scârții, să fac disonanțe. Oamenii iară sunt obișnuiți să se pună în scăunel. Ce drăguț a fost, bravo! Dar când îi trântește o scârțeală de-aia celebra scârțeală de vioară, cam incomodez și surprins și trezești altfel de trăiri. Activezi omul, zgândări, la pui sare pe rană, sau nu știu cum se zice. Să ne orientăm atenția spre viitor, pentru că ne aflăm pe finalul emisiunii de azi și să rămânem așa cu un gând de perspective. Ce planuri de viitor are așadar acest proiect nonconformist? Unde vrea să ajungă el? Târguiala de acasă nu potrivește cu cea din târg. De asta ne-am lămurit, suntem lămuriți și funcționează. Și planul, mărețul plan al nostru este să pășim în continuare pas cu pas, să ne dezvoltăm și să facem ce putem să facem mai bine. Evident că avem câteva notițe și titluri de mai facem piese, mai facem videoclipuri, mai albume, sunt multe idei, ceea ce ne bucură, dar scopul este să nu stagnăm, ci să pășim încă un pas și încă un pas. Spre treapta creșterii. Da. Spre devenire. Ăsta e marele avantaj al muzicii, că n-ai unde să te oprești. Te duci, dacă te duci. Cu atât mai mult cu cât vorbim de un proiect nonconformist, așa cum l-ai numit mai devreme. Da. Ce planuri de colaborări, dacă există, aveți pentru viitor? Cu toată modestia și mândria, consider că mi-am încheiat notițele din CV și marea colaborare pe care eu personal mi-o propun este să colaborez intens cu mine.
și de fapt asta se transformă într-o foarte mare provocare. Prin ce instrument îți propui să te armonizezi tu cu tine? Care e instrumentul? Nu instrumentul fizic. E vorba de o introspecție, e vorba de o așezare sufletească, e vorba de... I-aș putea zice că încep să mă așez într-o formă sau altă, dar e tot o transformare. Suntem într-o continuă transformare. Mereu am fost într-o continuă transformare. Acum, cred că se întâmplă un nou capitol pe care, întâmplător sau nu, îl conștientizez, îl observ. Îl observ. Alte capitole din viața fiecărui nu sunt tot timpul observate că se întâmplă. Sau mai te trezești cum a fost în perioada liceului sau facultății sau nu știu care. Acum observ că se întâmplă un alt capitol odată cu acest proiect și colaborarea vieții pe care mi-o propun este cu mine. Ca un cuvânt de încheiere. Atât cel pe care l-ai spus, cât și cel care urmează, pentru că te provoc să încheiem această emisiune așa cum îi stă bine unei emisiuni care are scopul de a promova frumosul în sine, arta, și oamenii frumoși care fac din artă ceva și mai minunat. Așadar, te rog să o iei pe Ioana și să faci tu încheierea emisiunii ăsteia așa cum simți tu în acest moment. Dragi telespectatori, ne revedem săptămâna viitoare în cadrul unei noi ediții Actualitatea în Vizor. Până atunci, vă las cu același mesaj ca de fiecare dată, să lăsăm această zi puțin mai bună decât am găsit-o.